Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino să lăfluiește-te întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aduce-n Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pre noi, că Tu Tine-a nădăjduit, nu Te menea pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeu nostru, noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, prea binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Alesule de Dumnezeu, dintre frații tăi, spre ai sluji lui cu bună credință, ne rugăm ție, Sfinte, ca să te rogi pentru noi, neamul tău, ca cei ce suntem în multe
și primești, ocrotește-ne pe noi cu rugăciunile tale, ca să-ți strigăm și viața ta strălucit în lume ca o rază prea luminoasă, Sfinte Părinte Paisie, luminând sufletele și cugetele tuturor, pleacă pe toți a strigație. Bucură-te, sfeșnicul Bisericii lui Hristos! Bucură-te între monahi ca un soare luminos! Bucură-te, surparea nevăzuților vrăjmași! Bucură-te, că de a ta putere ei sunt arși! Bucură-te, pierzarea văzuților războinici! Bucură-te, că ai biruit pe cei potrivnici! Bucură-te, că te-ai suit la înălțimea cerurilor prin fapte bune și rugăciune! Bucură-te, că în toată lumea s-a vestit al tău nume! Bucură-te că ai trecut cu vederea dulcețile cele lumești! Bucură-te că boldurile deavorești le-ai tâmpit cu rugăciunea! Bucură-te că părinții tăi ajutau pe cei nevoi! Bucură-te că pe tine te-au crescut în dreapta credință! Bucură-te, Sfinte, Preacuvioase, Părinte Paisie! Bucură-te, Sfinte, Preacuvioase, Părinte Paisie! Arătat-o s-a Îngerul Domnului în vis Maicii tale și i-a zis: Dumnezeu Tatăl sărmanilor m-a trimis să spun, să nu te mai întristezi atât pentru grija copiilor tăi, ca și cum numai tu singură ai avea grijă de ei și nu Dumnezeu. Deci nu te întrista, ci dăruiește-i unul din fiii tăi lui și strigă: Aliluia, Aliluia. Toți copiii mei sunt al lui Dumnezeu, a zis cinstita mamă către înger, să ia pe care va voi și să-i slujească lui cu o sârdie. Iar îngerul, apucându-te de mână, pe tine, Sfinte Paisie, a zis: acesta este bineplăcut lui Dumnezeu, deci cu laude noi te fericim zicând. Bucură-te că Maica ta voia să dăruiască Domnului pe unul dintre frații tăi mai mari. Bucură-te că Îngerul Domnului a zis că puterea este a lui Dumnezeu și care în cei mici lucrează. Bucură-te că de Îngerul lui Dumnezeu ai fost ales. Bucură-te că tu ai adus lui Dumnezeu rugăciuni mai des. Bucură-te că rugăciunile tale au fost făcătoare de minuni. Bucură-te că până la cer s-au suit și pe mulți din rătăcire i-ai izbăvit.
Bucură-te că Maica ta s-a mirat de porunca Domnului. Bucură-te că a slăvit pe Dumnezeu zicând, facă-se voia ta. Bucură-te că pe tine te-a dăruit Domnului din pruncie. Bucură-te că din pruncie ai slujit Domnului cu o sârdie și cu dragoste. Bucură-te că de Dumnezeu te-ai ținut și Lui ai slujit. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie. Ajungând la vârsta potrivită ca să lucrezi după poruncile Domnului, părinții tăi te-au dus la pustie, la dumnezeiescul părinte Panvo, iar el mai înainte știind cele ce aveau să fie cu tine, te-a primit cu bucurie, te-a îmbrăcat în șinul monahicesc, cântând Aliluia, Aliluia. Văzând Ava Panvo că dorești isprăvile cele mai înalte, a zis către tine, nu se cuvine celui ce este nou începător să caute la fața vreunui om, ci să-și plece de-a pururi capul în jos și cu mintea să gândească neîncetat la cele cerești, la negrăita slava lui Dumnezeu pentru care auzi așa. Bucură-te că bundască l-ai avut, bucură-te că ți-a zis cu mintea să slăvești pe Dumnezeu, Făcătorul la toate. Bucură-te că auzind aceasta te-ai umplut de dumnezeiască dorire. Bucură-te că pe dascălul tău l-ai iubit. Bucură-te că 3 ani te-ai păzit și față de om n-ai văzut. Bucură-te că pe diavolul l-ai biruit. Bucură-te că cu citirea Sfintei Scripturi te-ai îndelenicit. Bucură-te răsat lângă izvoarele apei sădit și cu toate bunătățile înflorit. Bucură-te că adesea cântai, cât de dulci sunt cuvintele tale, Doamne. Bucură-te că-și trupul ți-l strântorai cu postul și cu privegherea. Bucură-te că Ava Panvo se bucura de sporirea ta. Bucură-te că blagoslovindu-te a adormit. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie. Înfierbântându-te, o Sfinte Paisie, cu căldura Duhului Sfânt, ai ajuns la înaltă priveghere, din dragoste de Hristos, postind toată săptămâna, iar sâmbăta pâine, apă și sare gustai, de-a noi lăudând nevoințele tale, lui Dumnezeu cântăm, Aliluia, Aliluia. Iubita ea vorbi numai cu Dumnezeu în liniște, deci Ioan cel împreună nevoitor cu tine a zis, să vă despărțiți, să vă liniștiți fiecare deosebit.
pentru aceea auzi de la noi. Bucură-te că Domnul va porunci să vă despărțiți. Bucură-te că Ioan, rămânând acolo pe mulți, i-a dus la mântuire. Bucură-te că tu în pustia cea de către apus te-ai dus. Bucură-te că prin tine s-a adunat noron mult nespus. Bucură-te că-și cu Dumnezeu te-ai împrietenit. Bucură-te că-și cu El față către față ai vorbit. Bucură-te că-și Hristos cu îngerii Săi din cerul la tine a venit și te-a blagoslovit. Bucură-te că-și tu l-ai întrebat de ce te-ai pogorât la mine. Bucură-te că El ți-a spus că pustiul se va umple de lume. Bucură-te că tu, căzând la pământ, cu smerenie te-ai închinat și ai întrebat, dar cine le va purta de grijă? Bucură-te că Domnul a zis că de-L vor iubi pe El și vor păzi poruncile Lui, nimic nu le va lipsi. Bucură-te că întrebai cum vor scăpa de cursele celui rău. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Mântuitor a răspuns că de vor păzi poruncile cu blândețe și cu bunătate, cu dreptate și cu inimă smerită, nu numai că îi va izbăvi de cursele vrăjmașilor, ci și va apăra și moștenitori împărăției cerurilor îi va face. Apoi s-a suit la cer, iar tu cuprins de frică ai cântat lui Dumnezeu cântare, Aliluia, Aliluia. Meșteșugim vărșmașul curse asupra ta, a trimis la tine prin un boier cu mult aur și argint ca să-l împarți la monahii săraci. Dar Dumnezeu, descoperindu-ți acestea, înaintea Lui i-ai spus că monahii n-au trebuință de bani, ci să-i dea la săraci. Iar noi te lăudăm zicând așa, bucură-te că pe boier l-ai mângâiat să dea bani la văduve și la orfani, bucură-te că pe satana l-ai rușinat și planul lui l-ai stricat. Bucură-te că vrăjmașul în față ți s-a arătat. Bucură-te că el a mărturisit că e biruit. Bucură-te că te-ai făcut văzător de cele cerești. Bucură-te că-și ca și Pavel ai fost răpit la cer. Bucură-te că de bucurie inima ți s-a umplut, bucură-te că de la acea vedenie Duhul înfrânării l-ai luat. Bucură-te că altă hrană nu primeai decât sfânta împărtășanie. Bucură-te că fără hrană ai petrecut timp de 70 de ani. Bucură-te că lui Ilie, prorocul, te-ai asemănat. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Precum albinele, fagurile, așa te înconjura pe tine mulțimea de monahi și de mireni care se împărtășeau de învățătura ta și care creștea numărul celor ce se așezau în pustie și urmau porunca ta de a nu face nimic fără blagoslovenie și măreau pe Dumnezeu cântând Aliluia, Aliluia.
Arătatu-ți s-a Domnul când te rugai în pustia cea mai dinăuntru și a zis, pace ție, slugii mele, Paisie, iar tu cu frică ai căzut la pământ, iar Domnul te-a ridicat și dar ți-a dat, ca pentru orice păcătos vei mijloci pentru el să-i să ierte păcatele. Pentru aceea noi te lăudăm așa, bucură-te că pentru orice păcătos te vei ruga, el te va asculta și îl va ierta. Bucură-te că ai fost plin de fapte bune, smerit și blând și plăcut Domnului. Bucură-te că un bătrân avea un ucenic neascultător și a murit. Bucură-te că s-a rugat să afle unde se află. Bucură-te că Domnul i-a descoperit că se muncește în iad. Bucură-te că bătrânul a postit 40 de zile rugându-se, a auzit glas la cer, că așa se va munci până la a doua venire. Bucură-te că bătrânul a mai postit 40 de zile și a primit același răspuns. Bucură-te că Mântuitor a vrut să te pune pe tine mijlocitor, să-ți adeverească făgăduința. Bucură-te că bătrânul alerga la tine știind îndrăzneala ta către Domnul. Bucură-te că el a nădăjduit că vei mijloci pentru ucenicul său. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie! Preacuvioase Părinte Paisie, mare făcătorule de minuni, cine dintre pământeni ar putea îndupleca îndurarea lui Dumnezeu? Așa ca rugăciunea ta cea fierbinte, când te-ai ruga pentru acel păcătos, pentru aceea cântăm lui Dumnezeu, aliluia, aliluia. Tu, Doamne, Cel ce toate le știi, știi că mă rog pentru ucenicul bătrânului ce se muncește în iad, ai zis tu și te-ai rugat lui să se coboare cu slavă, ca la a doua venire și să scoată pe păcătos din ea. Ia noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, zicem, bucură-te că-și Mântuitorul cu mare slavă și cu îngerii s-a pogorât și trâmbețele au răsunat. Bucură-te că sufletul ucenicului din iad a venit. Bucură-te că prin rugăciuni ție ți s-a dăruit. Bucură-te că și bătrânul a auzit pe Domnul zicând, ia sufletul ucenicului din mâinile slugii mele, Paisie cel iubit. Bucură-te că îndată a venit sufletul ucenicului înaintea bătrânului. Bucură-te că el mărturisea că te-a pătimit din cauza neascultării. Bucură-te că bătrânul și-a încredințat de mântuirea ucenicului. Bucură-te că tu l-ai încredințat de venirea Domnului pe nori. Bucură-te că amândoi ați dat slavă lui Dumnezeu. Bucură-te că a voastră smerenie a scos pe ucenic din ea. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie! Îndulcindu-te de mare liniște în pustia cea fără de apă, Dumnezeu te-a scos ca pe un liman luminos ca să luminezi și pe alții cu lumina învățăturilor tale, să-i povățuiești spre mântuire, să-i faci părtași petrecerii tale cele asemenea cu îngerii. Ca mai mare plată celor ce se ostenesc pentru mântuirea altora,
este. Iar noi cântăm lui Dumnezeu cântarea Aliluia, Aliluia. Auzind aceasta din gura Domnului, a ieșit în pustia cea mai din afară, unde s-a adunat frații din toate părțile, să te asculte învățăturile. De aceea zicem așa: bucură-te, izvorul învățăturilor, bucură-te că la tine și Ioan, cel mai înainte petrecător, a venit. Bucură-te că mai înainte de a bate la ușa ta, auzea glas de om vorbind cu tine. Bucură-te că bătând la ușa a ieșit și l-ai îmbrățișat. Bucură-te că s-a mirat nevăzând pe nimeni la tine în chilie. Bucură-te că tu i-ai spus că marele și sfântul împărat Constantin la tine a venit. Bucură-te că împăratul Constantin era mâhnit că nu are trecere la Domnul ca monahii. Bucură-te că ai văzut sufletele monahilor zburând ca vulturii. Bucură-te că ceata demonilor nu se poate apropia de sufletele monahilor care bine s-au nevoit. Bucură-te că ai spus că Dumnezeu dă plată egală cu osteneala. Bucură-te că i-ai arătat lui toate nevoințele pentru care se încununează monahii. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie, bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie. Văzând pe un bătrân că s-a rătăcit de la dreapta credință și învăța pe oameni să nu cinstească pe Sfântul Duh, cu blândețe îl povățuiai pe el, iar noi te lăudăm așa. Bucură-te că n-ai lăsat pe bătrân să-și piardă osteneala pustiei. Bucură-te că taina Sfintei Treimi i-ai dezlușit. Bucură-te că Tatăl, în Fiul și Duhul Sfânt, o ființă, o putere, între fețe mărturisit. Bucură-te că pe toți ai făcut a crede în Sfânta Treime. Bucură-te că ei totdeauna mai multe învățături au cerut de la tine. Bucură-te că învățăturile ereticilor le-ai defăimat. Bucură-te că din Sfânta Scriptură i-ai învățat. Bucură-te că-și calea cea dreaptă i-ai îndemnat. Bucură-te că întorcându-te în pustie, o mare lumină a strălucit și de îngeri toată pustia s-a umplut. Bucură-te că Îngerul lui Dumnezeu ție ți-a spus că îi păzește pe monah. Bucură-te că dar prorocesc ai luat de la Domnul. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Paisie. Cuviosul Pimen cel Mare între părinți, fiind încă tânăr în acea vreme, dorind să te vadă, a venit la chilia ta cu cuviosul Pavel, care a rămas la ușă ca măcar glasul tău să-l audă. Și striga lui Dumnezeu, Aliluia. Acestea zicând, Pimen s-a mirat cuviosul Pavel de smerenia lui și l-a adus la chilia ta.
Ia tu ai zis către dânsul, nu este bine ca unul ca acesta să rămână afară când vine la noi, că ei lesne merg la ceruri, iar noi te lăudăm zicând. Bucură-te că mâna Domnului ai văzut povățuindu-l, bucură-te că blagoslovindu-l cu Pavel l-ai trimis, bucură-te că 21 de zile postind, Domnul ți s-a arătat mângâindu-te. Bucură-te că te-ai dus cu el la o peșteră, unde de 2 zile postea un monah. Bucură-te că Iisus i-a lăudat nevoința, arătând că pe tine darul te întărea și răsplătește la fel și osteneala și nevoința. Bucură-te că Domnul s-a suit la cer, unde și tu acum te veselești. Bucură-te că te-ai întors de grab în pustie, că ai cercetat pe fras că nu suferi să fii departe de Domnul. Bucură-te că Domnul era pururea cu tine și te învăța cum să scapi de mânie, să nu o cărăști, să nu defai pe nimeni. Bucură-te că ai întrebat pe Domnul ce plată vor avea acei ce slujesc altora. Și Domnul ți-a răspuns că mare plată vor avea în ceruri. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Ți s-a Domnul, cel ce se nevoiește pentru mine este ucenicul meu, iar cel ce slujește pe alții e fiul meu și moștenitorul meu. Iar noi cântăm Domnului cântare, aleluia, aleluia. Un ostenitor din Siria se întreba de mai este o nevoie asemenea cu el în fapte bune. Domnul i-a zis să vină în Egipt, să vadă pildă de dragoste și smerenie față de Dumnezeu. Iar tu ieșindu-i înainte, ai început împreună cu el a lăuda pe Dumnezeu. Pentru aceea noi zicem așa, bucură-te că tu neștii în limba siriană, te-ai rugat lui Dumnezeu să-ți dea acest dar. Bucură-te că îndată ai vorbit în limba bătrânului, bucură-te că ați povestit unul altuia vedeniile, bucură-te că ți-ai chemat ucenicii să-ți ceară sfat de la dânsul, bucură-te că toți au primit blagoslovenia sa, bucură-te că bătrânul a fost dus pe nor la chilia lui, bucură-te că un frate a văzut un înger care te păzea când dormeai. Bucură-te că te-ai rugat Domnului pentru monac simplu, care fiind amăgit de un evreu a pierdut darul Sfântului Botez. Bucură-te că Duhul de hulă a ieșit ca un fum din gura lui. Bucură-te că l-ai învățat să slăvească pe Dumnezeu care l-a iertat. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie! Preacuvioase Părinte Paisie, rugați-te ai către Mântuitorul zicând, Doamne Iisuse Hristoase, să nu lași zidirea ta să o piardă vrăjmașul, iar Îngerul Domnului ți-a legat pe diavol, care zicea către tine, vai mie, Paisie, că până când mă muncești cu rugăciunea ta și păzești pe toți în pustia aceasta. De aceea și noi cu bucurie cântăm lui Dumnezeu cântare, aleluia, aleluia.
veneau la tine frații să spună gândurile, tu le spuneai mai înainte cele bune și pe cele rele, iar când ți-a spus de fratele care a căzut, printr-o evreică le-ai spus că mulți oameni mari au căzut din darul lui Dumnezeu prin femei, iar noi zicem așa. Bucură-te că pe tânăr din războiul vrăjmașului l-ai izbăvit. Bucură-te că spuneai tuturor gândurile lor. Bucură-te că ai răscumpărat pe fratele căsătorit cu evreica. Bucură-te că pe preotul care te bajocorea l-ai adus la pocăință. Bucură-te că venind la tine Hristos cu doi îngeri i-ai spălat picioarele. Bucură-te că după plecarea lui ai băut apa din spălător. Bucură-te că pe ucenic de trei ori l-ai trimis să bea și n-a ascultat. Bucură-te că apoi plângea neîncetat. Bucură-te că spre mângâiere l-ai trimis la un bătrân ce stătea pe gunoi. Bucură-te că ai izbăvit pe doi frați de năpăstuire și pe bătrân l-ai adus la pocăință. Bucură-te că lui Pavel i-ai spus că nu se cade a înceta niciodată fapta bună. Bucură-te, Sfinte preacuvioase, Părinte Paisie. Bucură-te, Sfinte preacuvioase, Părinte Paisie. O prea minunate și Sfinte Părinte Paisie, ție ți-aducem aceste cântări de laudă, ca să ne păzești pe noi nevrednicii, nevătămați de cursele vrăjmașilor, celor văzuți și de neînțelegerile dintre noi, să ne acopere cu puterea rugăciunilor tale, să cântăm lui Dumnezeu, aliluia, 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 aliluia. O Sfinte prea minunate Părinte Paisie, ție ți-aducem aceste cântări de laudă, ca să ne păzești pe noi nevrednici și nevătămați de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, de neînțelegerile dintre noi. Ne acoperă cu rugăciunile tale ca să cântăm lui Dumnezeu, aliluia, 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 aliluia. O Sfinte preacuvioase, prea minunate Părinte Paisie, ție ți-aducem aceste cântări de laudă, ca să ne păzești pe noi nevrednicii de toate cursele văzuților vrăjmași și a celor nevăzut, de neînțelegerile dintre noi. Acoperi-ne cu rugăciunile tale ca să cântăm lui Dumnezeu cântarea aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. O Sfinte preacuvioase, preabunule Părinte Paisie, învățătorule și rugătorule cu inimă curată către Dumnezeu, pentru monahii din mănăstirea ta și din toate părțile lumii, vin și eu nevrednicul ca la un izvor de vindecări adevărat, cerând ca prin rugăciunile făcute de tine, cu darul lui Dumnezeu, să scăpăm din toate ispitele ce ne vin de la trup, de la lume și de la diavol. Încă ne rugăm cu credință și cu inimă curată, ca să te rogi lui Dumnezeu să ne ierte, să ne păzească de venirea altor neamuri, de cutremur, de foc, de secetă, de grindină, de trăznete și de alte calamități ce pot păgubi omenirea. Și precum ai ascultat pe monahul cel căzut din credința ortodoxă în cea evreiască și te-ai rugat pentru mântuirea lui, așa roagă-te și pentru mine, păcătosul cel căzut în păcate. Roagă-te ca Dumnezeu să mă ierte, să mă primească, să mă curățească și să mă întărească.
Cred cu adevărat, Sfinte, Preacuvioase, Părinte, Paisie, că pentru nevoințele tale cu care te-ai ostenit pentru Dumnezeu, vor fi bine primite rugăciunile tale și eu voi cunoaște că sunt miluit. Ca să te laud pe tine și să slăvesc pe Dumnezeu cu toți Sfinții Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin.